Suntem din nou în direct. Românii vor strânge din nou cureaua și vor face economie și în acest an pentru sărbătorile de iarnă. Datele unui studiu recent arată că mulți și-au stabilit deja un buget mai redus pentru Crăciun și mare parte din bani vor fi folosiți pentru mâncare. În plus, scumpirile uh, taie din pofta românilor de cumpărături pentru Crăciun. În timp ce unii vor cheltui mai puțin sau deloc pe cadouri, alții vor tăia chiar și de alimente de, 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 de pe lista de mâncare despre câți bani sunt dispuși românii să cheltuie anul acesta pentru sărbători. Discutăm cu invitatul nostru de la această oră, domnul Paula Catrini, sociolog în platou alături de noi. Bună dimineața! Bună dimineața! Mi-am de acel raport pe care îl studiați dumneavoastră anul trecut. Noi am făcut și un material împreună în apropierea sărbătorilor. Cum arată situația acum? Ne uităm, România are o inflație în continuare foarte ridicată. La ce să ne așteptăm? Cum vor proceda românii? Cum vor aborda perioada asta de sărbători? Bună dimineața! Într-adevăr, am vorbit anul trecut, în aceeași perioadă, despre de cumpărăturile de Crăciun și bugetele românilor, și de lucrurile acum nu sunt mult diferite față de anul trecut, mai ales dacă ne amintim, anul trecut am trecut printr-o perioadă destul de, de grea financiar și inflația era de mult mai mare, să zicem, decât acum. Însă, acum avem parte, să zicem, am avut parte și de niște creșteri, mai ales în cazul pensiilor. Lucru care într-adevăr va duce tot la inflație în cele din urmă, însă românii într-adevăr încep de pe acum și probabil mânați cumva sau încurajați și de reclamele de comercianților, încep să-și, nu doar să-și facă listele de cumpărături, chiar încep să facă cumpărături de, de sărbători, mai ales pentru, eu știu, alimente de, care sunt neperisabile. Pe de altă parte, noi vorbeam anul trecut și de un buget pentru cadouri. Practic, bugetul de cadouri, într-adevăr, e dedicat să zicem mai degrabă pentru luna noiembrie. Este și Black Friday, și atunci deja te gândești să cumperi cadouri de Crăciun. După care urmează de cumpărăturile de, de, pentru alimente de Crăciun și de, de Revelion. Acolo lucrurile, într-adevăr, stau mai, să zicem. Mai bine am putea spune decât anul trecut, în sensul în care uh, bugetul e ușor în creștere față de, de bugetul de anul trecut. Acum, anul trecut era undeva între 500, 700, 800, acum într-adevăr se duce spre 1000 de lei. Bun, spuneați dumneavoastră de acest comercianți care încep deja cu reclamele din timp, să zicem. Asta e și motivul pentru care oamenii sunt determinați să cumpere de vreme aceste, poate, cadouri, apropo de Black Friday. Da, nu numai și cadouri, într-adevăr, legate de Black Friday, dar chiar și intrarea asta în spiritul de Crăciunului este făcută, de exemplu, sau determinată, de exemplu, și de târgurile de Crăciun. Am fost în weekend în Craiova. Am văzut târgul de Crăciun de acolo, din Craiova, E un târg foarte mare, recomand celor care au ocazia să meargă, pentru că chiar e un târg foarte mare și atractiv pentru copii. Ei, genul acesta de decorări ale orașului, de târguri, de reclame în magazine, tot acest ansamblu creează dorința, determină dorința oamenilor de a merge în magazine și de a începe să, să cumpere. Practic, dacă îți începi cumpărăturile din noiembrie, de la jumătatea lui noiembrie până în decembrie pe 25, E posibil să depășești destul de mult bugetul pe care poate mulți dintre români nici nu-l calculează foarte bine pe hârtie, să zic cât vreau să dedic. Cumpără, mai merg într-un weekend, mai cumpără, mai merg într-o. mai văd niște oferte iarăși, mai cumpără. De aceea, aici cumva, noi am mai făcut mai multe studii pe, pe zona asta la Cult Research, am făcut studii despre educație financiară și de, am văzut că românii în general nu-și proiectează foarte bine de cheltuielile. Ei, pentru perioada asta a sărbătorilor. Recomandăm cumva să-și facă un buget din timp, să-și calculeze exact nevoile în primul rând și apoi dorințele. Nevoile sunt cele de bază legate de alimente, de eu știu, de poate de îmbrăcăminte, dar pe de altă parte dorințele, lucrurile pe care de, de care te poți, eu știu, lipsi poți să le calculezi după ce îți rămâne diferența de buget. Da, domnule Catrini, mi-am amintesc de acel reportaj pe care l-am făcut cu ajutorul dumneavoastră anul trecut în acel complex comercial și erau foarte mulți oameni care au venit, venit să după cadouri, dar nu aveau neapărat un obiectiv clar în cap. Pur și simplu se uitau și alegeau obiectul care poate face cel mai puternic ochiul. Ar fi asta o recomandare să ne gândim din timp ce ar trebui să cumpărăm? Care sunt tendințele românilor? Da, au început ușor, ușor, să zicem și românii, să -și mai există nu, și de aplicații de, de stabilirea bugetului, de liste de cumpărături. Se recomandă de mult timp, să zicem, crearea acelei liste de cumpărături înainte de a merge la magazin, pentru a evita tocmai acele cumpărături de moment, care îți fac cu ochiul, de reclam, de reducerile, ofertele, și să te gândești înainte, am nevoie de neapărat, de, nu știu, de uh, două sau patru pungi de cafea sau de. de patru sticle de șampanie, poate am mers să cumpăr una sau două și acolo dacă văd că sunt două la preț de ora, îmi schimb. Dacă îți faci o listă foarte clară și îți proiectezi cumva ce cumpărători, cu ce cumpărători vei ajunge acasă, atunci oarecum lucrurile vor sta mai, mai, bine și nu ți vei destabiliza bugetul, așa cum, din păcate, se întâmplă cu mulți, cu mulți români. Da, acum, în perioada asta cu Black Friday și cu aceste cumpărături, uh excesive poate. Am văzut în mediul online niște imagini care erau virale acum 5-6 ani cu foarte mulți oameni care spre exemplu se băteau pe tigări sau pe diferite lucruri care erau la ofertă. Uh -huh. Dumneavoastră cine puteți spune în direcția asta? Românii în continuare sunt mânați de ofertele care apar la un moment dat și cumpără chiar dacă nu au neapărat nevoie de un obiect? Anume? Într-adevăr, lucrul acesta continuă să fie, aș putea spune, chiar în creștere, pentru că mai ales că și comercianții s-au specializat și au diversificat modul de a prezenta și fără să spunem, eu știu, cu rea intenție sau cu... Da. Pur și simplu de a își crește vânzările și de a deveni mai atractiv pe o piață, într-adevăr, foarte concurențială în care sunt foarte mulți retaileri online cred că începe să aibă o pondere mult mai mare față de, eu știu, de hipermarketuri și supermarketuri, mai ales în zona asta de cumpărături pe Termen mediu și mai lung. Adică, dacă îți faci niște cumpărături, nu știu, pentru Crăciun, poți să-ți comanzi de pe magazine online chiar și băutura, chiar și eu știu, mâncărurile, și atunci poate să ajungi la niște prețuri mai bune. Însă, în continuare, cum spuneam, românii sunt atrași de, de oferte și de, de eu știu, reclame cât mai atractive, și atunci, în continuare, dacă și-ar face un buget mai clar, dacă s-ar gândi ce nevoi au în perioada următoare, lucrurile nu i-ar mai surprinde și ar putea, într-adevăr, să, nu știu, să-și permită lucruri mai de calitate. de fapt, asta e vorba. Da, vă mulțumim tare mult pentru.